Mulțumim Domnului de ajutorul de până aici și cerem îndurare mai departe. Astăzi, lecția a patra, lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Conflictul cosmic are o linie de front care trece pe pământ, iar atacurile diavolului sunt îndreptate în mod deosebit împotriva poporului lui Dumnezeu. Să ne amintim că n-a trecut multă vreme după ce Dumnezeu a așezat pe Adam și pe Eva în grădină și diavolul i-a atacat. În generația următoare, conflictul a continuat. Abel fiind de la cel rău, l-a urât și apoi ucis, Cain fiind de la cel rău, l-a urât și apoi l-a ucis pe Abel. Și așa, generații la rând. Uneori acest conflict se vede, alteori nu se vede. Sunt situații când aparent sunt vremi de pace, liniște, credincioșii cu necredincioșii conviețuiesc, totuși conflictul există. Așa se va derula istoria până la sfârșit și va culmina prin conflictul apocaliptic despre care Scriptura ne vorbește. Să ne amintim și de cuvintele Domnului Hristos, care în rugăciunea sa, citesc din Ioan 17, amintea acest aspect înaintea Tatălui, versetele 14 și 15. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Și acum vă rog să observați că diavolul de fapt este promotorul acestor stări conflictuale, căci Domnul zice în continuare, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Lumea este în conflict cu noi datorită prezenței diavolului în coordonarea acțiunilor ei. În aceste condiții ne vom opri să observăm care sunt legile războiului spiritual prezente și în Cartea Esterei și totodată să observăm în final de partea cui va fi biruința. Vor fi și în lecțiile viitoare alte aspecte în completare. Ne oprim în lecția aceasta la lupta împotriva poporului lui Dumnezeu pentru a observa că suntem supuși atacurilor diavolului prin lumea întreagă care se află sub coordonarea sa. Iar gândind la cartea Apocalipsa, să ne dăm seama că aceasta nu e doar o lecție de istorie, ci o lecție de viitor. Este o pregătire. Spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții. Dar deznodământul apare în capitolul 17, de unde citesc versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Fapt valabil și în Cartea Esterei. Și cum spuneam de la început, Dumnezeu nu este notat prin vreunul din numele sale, dar prezența sa se observă într-un mod foarte clar și definit. Noi, cu atât mai mult, odată cu victoria Domnului Hristos, trebuie să fim siguri de biruință, după cum citim în Roman, capitolul 8, versetul 37, și conștienți de conflictul în care ne aflăm, de lupta ce se dă împotriva noastră, să fim tari în nădejde. Roman 8 cu 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi, cine? Cei chemați, aleși și credincioși, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să-i fie numele.
Să privim mai întâi la luptele din istoria cărții Estera și apoi la câteva lecții, legi ale războiului sfânt. Estera, capitolul 3, ne dezvăluie faptul că Mardoheu, un iudeu, a fost vizat într-un mod insistent cu ocazia ridicării unui lider care voia să aibă drept de închinare. De altfel, închinarea este problema în dispută, care merge până la Dumnezeu și respectiv până la dorințele diavolului. Esteră, capitolul 3, versetul 2, toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el, dar Mardoheu nu își pleca genunchiul și nu se închina. Și de aici a pornit conflictul. Haman a observat că mai sunt și alți iudei care nu se integraseră și nu se uniseră cu celelalte popoare în gândirea lor religioasă, în practica lor, și a sesizat împăratul, după cum scrie în versetul 8, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite a tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu era un adevăr întreg în ceea ce spunea el. Ce legi n-a respectat Mardoheu? Legea privitoare la închinare, n-a respectat. O dăduse împăratul, dar celelalte legi? Gândiți-vă că Mardoheu apoi a fost avansat în slujbă și i-a făcut servicii împăratului și întregului imperiu. Dar când este vorba de credința noastră în Dumnezeu, aici apare războiul, conflictul, pentru care Haman a considerat că trebuie nimiciți toți cei care sunt de altă părere. După cum scrie aici în versetul 9, dacă împăratul găsește o cale, și versetul 13, ce privea el, să nimicească, să omoare, să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, care sunt în toată împărăția. Acesta este motivul pentru care diavolul nu suportă pe cei ce rămân atașați de Dumnezeu și de voia sa. El n-a suportat închinarea din cer și nu suportă nici pe cea de pe pământ. Și ori de câte ori oamenii cad sub influența sa, se ridică împotriva celor ce au rămas credincioși lui Dumnezeu. Între îngeri este conflict și între oameni. Promotorul acestor conflicte este diavolul, cel care, așa cum știți, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. În acest conflict, luptă împotriva poporului Dumnezeu, diavolul realizează strategii foarte complexe. Vreau să vă amintiți că în timpul Domnului Iisus existau câteva partide religioase, în principal două, saducheii și farisei, care erau în opoziție unii cu alții. Amintiți-vă că atunci când apostolul Pavel, după cum scrie în Fapte 23, a beneficiat de aceste diferențe, a scăpat pe moment. Dar când a fost vorba de Domnul Iisus, a fost în stare să se unească. La mai mult, Irod cu Pilat s-a unit, evreii cu romanii, cum mărturiseau apoi apostolii în rugăciunea lor din Fapte, capitolul 4. Toți au făcut front comun, deși între ei de asemenea exista conflict, pentru că se luptau împotriva Domnului Hristos, diavolul a adunat acolo toate forțele. Și-a dat el seama că de acolo îi va veni pieirea, așa după cum am citit din Romani 8:37, căci prin Domnul suntem biruitori. Haman, cum știți, a apelat la o zi specială lasă prin sorți, ceea ce a însemnat că a cerut ajutorul zeilor, pentru că în acest conflict adesea s-a apelat la domeniul ocult, pentru a avea biruință împotriva poporului Dumnezeu.
Apoi Haman a venit cu ideea să se dea o lege după acel regim de neschimbat, după legea mezilor și perșilor, un ordin dat nu mai se putea reveni asupra lui. Mai mult decât atât, cred că era tot mâna diavolului ca împăratul să aibă o atitudine distantă față de Estera. După cum știți, n-au mai chemaseră el de 30 de zile și din spusele ei înțelegem că a fost ceva neobișnuit. Pentru că diavolul se pregătește când vrea să atace pe mai multe fronturi, în așa fel încât să fie cât mai sigur de victorie și să împiedice izbăvirea pentru poporul lui Dumnezeu. În capitolul 4 din Cartea Estera citim de la versetul 10, când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa de toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Pentru că ea a spus, citesc de la versetul 10 acum și 11, în mod deosebit, toți slujitorii împăratului și poporul din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia se întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu nu am fost chemat la împărat de 30 de zile. Deci diavolul a punctat persoanele forte, Estera, Mardoheu și apoi tot poporul. Acesta a fost planul lui. Vreau să vă gândiți apoi, potrivit cu ceea ce scrie în finalul capitolului 5 și capitolul 6, despre urgența aplicării pedepsei pentru Mardoheu. A fost o strategie de foc. Diavolul cu siguranță le-a pus în gând, că și când a fost vorba de vânzarea Domnului, scrie în Evanghelie că diavolul pusese în inima lui Iuda, fiul lui Iscarioteanu, gândul să-l vândă. Și apoi chiar a intrat în el. S-a prezentat la împărat și a cerut în grabă să fie executat Mardoheu. N-am așteptat nici până să se consume momentul ospățului, să fie o decizie elaborată, pe loc. Oare care sunt planurile diavolului împotriva noastră, împotriva bisericii? Uneori mai sunt descoperiri despre ele, fie la nivel local, fie chiar la nivel național. Au fost unele descoperiri care vizau o bătaie lungă a diavolului pentru generații. Uneori, efectiv, în vedenii sunt văzuți demonii la sfat. Și toate acestea sunt îndreptate numai și numai împotriva noastră. Este bine că nu vedem acest front. Trebuie să fim conștienți de lupta care se dă împotriva poporului lui Dumnezeu. Pentru a vedea mai în ansamblu bătălia, privind aici în continuare în Cartea Esterei, observăm că colegii lui Mardoheu, citesc din capitolul 3, erau deranjați de faptul că el nu se închina. Versetul 3: și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Credeți că erau atât de atașați împăratului? Asta îi deranja pe ei. Fiindcă ei spuneau fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-a spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se ține de hotărârea lui, căci îl spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Dar s-a informat din ce popor este și apoi a pus planul la cale și rezultă din cele scrise în continuare că în Imperiu existau mai mulți care urau pe iudei. Nu fără temei, Mardoheu a spus Esterei să nu-și divulge neamul, pentru că el știa că există o antipatie, o ură împotriva iudeilor. Scrie aici în capitolul 10, în capitolul 2, versetul 10, Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. A avut motive să o facă. De îndată ce au aflat că Mardoheu este iudeu, probabil le-a spus ca să-și se explice de ce nu se închină.
Altfel putea fi interpretat că el este dușmanul împăratului sau lui Haman și putea fi învinuit de nesupunere. În asemenea momente, Scriptura ne învață că trebuie să dăm dovadă de mărturia care este în noi. Nu este normal că atunci când cineva este întrebat de ce nu bea să spună am probleme cu stomacul. Asta ar fi o lepădare indirectă. Sau când cineva este întrebat de ce nu participă la lucruri vinovate. Chiar dacă, așa cum spune 1 Petru capitolul 4, suportăm batjocura, ei trebuie să știe că noi avem un alt mod de gândire și vom depune mărturie despre credința noastră. Aici în cartea Estera scrie în capitolul 8, de exemplu, în versetul 11, despre mulți din popor care vreau să-i lovească pe evrei. Poate unii aveau motive, știu eu, de ordin economic, dar să ne gândim și la motivele de ordin religios. Până aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să omoare, să piardă împreună cu pruncii și femeilor pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut, care ar fi luat armele să-i lovească și să le prădeze averile. Vreau să înțelegem, citind și din cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 10, că în Vechiul Testament lupta s-a dat împotriva iudeilor, iar în acum se dă împotriva creștinilor. Puteți urmări din istorie, din statistici, nimeni n-a suferit mai multă prigoană decât evreii și creștinii. Au fost anumite progromuri împotriva unor popoare, dar au fost fenomene temporare. Însă evreii și creștinii au fost urâți și au avut de suportat lupte de-a lungul existenței lor. Datorită războiului cosmic în care ne aflăm, Matei capitolul 10, citesc de la versetul 21. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorî. Veți fi urât de toți. Și apoi explică motivul. Din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Versetul 36. Și omul va avea de vrășmaș chiar și pe cei din casa lui. Cu atât mai mult dintr-o țară întreagă sau dintr-un imperiu, după cum era atunci. Domnul Iisus Hristos a avut mulți dușmani. Și El ne-a lăsat modelul Său explicându-se, citim din Ioan capitolul 15, versetele 18 și 19. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Și toți sfinții au avut asemenea probleme. Mai adaug cele scrise în 2 Timotei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel, el însuși un prigonitor. De ce? Pentru că poporul lui Dumnezeu are dușmani. Dar apoi a gustat din plin și el ce înseamnă să fii prigonit. 2 Timotei 3, citesc de la versetul 10. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Asta a fost problema lui Mardoheu. A vrut să-și țină credința. Și de aici s-au stârnit legi, împotriviri, dorința să fie omorât, să fie anihilați toți. Acesta va fi planul diavolului, cum vă spuneam, până la sfârșit. Și nu știm ce ne rezervă viitorul. Oricum, Apocalipsa se va împlini până la ultima filă. Sunt anumite comentarii, Apocalipsa sau vreo altă carte, verset cu verset. Nu știu cât sunt de reușite, dar vom vedea noi când se va împlini verset cu verset. Inclusiv la capitolul prigonire. Așadar, aceasta e realitatea noastră. Oricât am zâmbit de frumos, oricum ne-am purtat,
atragem ura lumii datorită faptului că diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru. Sunt atâtea duhuri care ne stau împotrivă, căpetenii, domnii. Noi nu cu oamenii avem front. În Noul Testament, lupta este cu atât mai mult spirituală. În Vechiul Testament au avut loc și conflicte fizice. Și acum avem probleme fizice, dar noi nu mai ne folosim de arme fizice. Însă războiul spiritual continuă pe toate fronturile. Să observăm acum câteva lecții sau legi ale războiului sfânt. Problema de fond este închinarea. Drept dovadă că diavolul stă în spatele păstrării cultului lui Iahve, așa cum era la evrei. De ce îi deranjează pe oameni credința noastră? Când a ajuns credința în Filip, cum știți, spune Scriptura în Fapte 16, o slujnică cu un duc de ghicire a încercat să auroleze imaginea apostolilor. Pavel a demascat planul diavolului, a mustrat duhul și s-au revoltat oamenii. Și spune acolo că ei ziceau, aceștia ne strică obiceiurile, nu trebuie să-i primim. Dar până n-a mustrat Pavel duhul, de ce oamenii n-au făcut gălăgie? Iată dovada că în spatele oamenilor sunt duhurile care sunt date afară atunci când se apropie împărăția lui Dumnezeu. Știți când Domnul Hristos umbla prin sinagog sau în alte împrejurări și întâlnea oameni demonizați, aceștia strigau, ce ai cu noi? Și într-adevăr, Domnul a venit să nimicească lucrările diavolului și să o scoată pe el afară. Dar până atunci, războiul nostru continuă și problema de fond este închinarea. Diavolul se ridică împotriva închinării noastre, noi însă vom continua să ne închinăm și tocmai prin închinarea noastră vom ieși biruitori, slăvit să fie Domnul. Nu este scris, pentru că așa e concepută cartea Estera. Dar este evident că Mardoheu nu s-a închinat lui Haman, dar exact din momentul acutizării conflictului a început să se roage cu putere către Dumnezeu. Este scris despre iudei și chiar despre el că scotea strigăte amare. El scotea un vânt, ei se rugau lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a întârziat să le vină în ajutor. Aceasta este prima parte a relației dintre Dumnezeu și om, închinarea, după cum citim din Exod 20, când Dumnezeu a scris cu mâna lui pe cele două table de piatră cerințele sale. Și aici este toată bătălia diavolului. În prim plan, versetul 2, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini, să nu le slujești. Și Dumnezeu își exprimă gelozia sa și pedepsele pentru cei ce se închină altor Dumnezei. Pentru că așa după cum scrie și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, o închinare falsă atrage după sine toate stările de păcat și îl îndepartă pe om de Dumnezeu. Dacă o lăsăm mai ușor cu rugăciunea, dacă nu mai suntem credincioși practicanți, diavolul ne lasă în pace. Ne termină așa pe nesimțite. Adesea spun unui frate, când am încercat să mă apropiu de Dumnezeu, am avut lupte mai mari. Este normal să fie așa. Amintiți-vă de Daniel și cei trei din Babilon. Care a fost problema? Închinarea. În Valea Dura, conform Daniel capitolul 3, ce i-a pus să facă? Să se închine în fața unui chip. Și ei au rămas în picioare, și la propriu și la figurat. S-a supărat împăratul, cum voi nu vă închinați? De fapt, ce scop avea diavolul acolo? Tocmai să-i corupă și pe ultimii evrei care rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Ceilalți oricum se închinaseră și până atunci. Aceste chipuri sunt înălțate tocmai pentru noi. Pe Haman l-a ridicat diavolul ca să se împotrivească lui Dumnezeu.
și copiilor săi. Iar în capitolul 6 citesc din cartea Daniel, cum știți, problema a fost legată tot de închinare. S-a dus la împărat și au cerut nimic altceva decât o lună de zile de probă. Nu știu ce ar fi dorit după aceea. Să nu fie nicio închinare adevărat, numai fals. Dar în versetul 10 citim, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Dar tocmai această închinare l-a scăpat. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lui. Pentru ce crezi că s-a rugat în ziua aceea? Doamne, ajută-mă să rămân credincios, trimite izbăvire din cer. Și Dumnezeu a trimis-o la vreme potrivită, slăvit să fie numele Său. A rezistat. Vom rezista și noi? Să ne închinăm într-un mod curat? Că închinăciuni false sunt și vor rămâne. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 8. O astfel de închinare vrea diavolul să distrugă. Credeți că era deranjat diavolul dacă se închina vreun evreu care nu ținea cu adevărat credința? Nu-i deranjat diavolul. Dimpotrivă, îi deranjat Dumnezeu de o închinare în care nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Diavolul îi convine asta. Când și-au confecționat un vițel de aur în pustie, Dumnezeu s-a mâniat. Dar ei au vrut să se închine, că doar un idol pentru așa ceva era pregătit. Dar citim din 1 Timotei 2, de la versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiele. Asta vrea diavolul să distrugă. Cred că Mardoheu a fost un astfel de bărbat și diavolul nu l-a suportat. În versetul următor scrie, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, și cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Pe astfel de bărbați și femei Dumnezeu îi va asculta. Ei vor rămâne pe front ca și soldații lui David altădată, ținând piept inamicului. Vom fi noi astfel de bărbați și dumneavoastră astfel de femei? Doamne, ajută-ne! Am discutat recent cu cineva care nu știa ce să creadă despre un învățător, să-l numim, care într-o părtășie le-a spus să ne rugăm și l-a rămas pe scaun. Și unii s-au ridicat în picioare. Și le-a spus, stai jos, adevărata închinare în duh și în adevăr. Vedeți cu ce înșelăciuni vine diavolul? Și când s-a cerut explicația, a zis, dar când mergi cu mașina, ce, tu nu te poți ruga și de pe scaun? La care eu mi-am zis, și atunci dacă, de exemplu, poți mânca numai pe scaun, de ce mai ții masă în casă? Deci când ai condiții, te poți folosi și de masă și îți place, nu? Să nu mânci așa pe genunchi. Dar când ai posibilitate să te închini într-un mod corespunzător, să te pleci pe genunchi, să te ridici în picioare, tu spui că te închini în duh și în adevăr, stând în fund, pe scaun. Așa se poate justifica și o îmbrăcăminte necuvincioasă. Și orice altă formă. Țin minte cu ani în urmă, cineva mi-a dat niște studii a unui frate care a dezbătut pe rând cele 10 porunci și am nimerit să audiez tocmai a doua. A prezentat frumos și în urmă zice, toate aceste obiecte pot fi păstrate. Depinde ce întrebuințare le dai. Depinde cum te raportezi la nivelul minții. Nu-i problemă că ai o curciuliță sau o imagine a unui sfânt. Depinde cum te raportezi în minte. Dar asta scrie aici. În porunca a doua scrie clar să nu-ți faci apoi
să nu te închinzi, să nu slujești. Așa și cei trei în Valea Dura sau Mardoheu putea să spună: Doamne, eu tocmai când mă plec, atunci zic, Tu ești Dumnezeul meu, dar așa să nu vadă el. Da, dar în asemenea momente asta nu are valoare. Dumnezeu vrea să practicăm o închinare care se vede, ca și acel surd care mergea la biserică și cineva i-a scris: ce cauți că tu nu auzi? Și slujba nu-i scrisă. Și el a zis: eu sunt prezent ca să se știe eu de partea cui am fost. Altfel de unde se știe, spunea el, eu cu cine am votat. Cu credincioși. Să ne ajute Domnul să votăm cu el și să ne închinăm, chiar dacă închinarea noastră va stârni împotrivire și ne vom constitui în ținte ale diavolului în acest război spiritual. O a doua lecție din acest conflict: amenințările, legile represive și alte forme de luptă împotriva poporului Dumnezeu sunt o îngăduință divină. Dumnezeu ar putea să le împiedice. Dar realizarea efectivă a răului trebuie aprobată din nou tot de Dumnezeu și îngăduită după alte criterii și după alte planuri. Observați că Dumnezeu a îngăduit legea dată la inițiativa lui Haman, dar n-a îngăduit executarea ei. Împotriviri sunt multe, planuri se fac într-una. Cineva spunea: frate, nu mai mult, sunt planurile puse la punct. Începând cu cercurile francmasonice, cu anumite alte influențe. Și am zis, da, știu că sunt planuri. Dar de asemenea știu că au fost planuri astea numai din viața, din generația noastră, să se execute pe timpul lui Ronald Reagan. A murit de mult, deși eu trăi vreo 90 de ani. Pentru că darea legilor cu executarea și aplicarea lor nu-i tot una. Spunea Domnul Evanghelii, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, Dumnezeu controlează, și cum spuneam, prin providența sa, întreg orarul. Și se va vedea uneori ca și în cazul lui Haman și a planurilor sale, că acest apăsător, acest vrăjmaș sau răul acesta, cum este numit în capitolul 7 al cărții Estera, nu poate să-și ducă întru totul planurile la îndeplinire. A căzut tocmai la limită. Așa se spune despre Napoleon, că și-a făcut planuri să cucerească Rusia, a fixat un termen. Și un om care cunoștea puțin cum au loc aceste evoluții în istorie a zis, depinde dacă asta îngăduie Dumnezeu. Și l-a zis, asta o fac și fără Dumnezeu. Numai că Dumnezeu s-a folosit de un anotimp de iarnă foarte rece, i-a zdrobit armata, s-a întors înapoi și istoria adeverește că a fost nevoit să recunoască faptul că n-a putut să facă ce a vrut. Printre altele, declarațiile lui Napoleon este una referitoare la Domnul Hristos, în care zicea: mi-am motivat soldații cât am fost pe front. A vrut să-l întreacă pe Alexandru Macedon, dar zicea el, Hristos e mult mai puternic. Armata lui nu pierde. Deși nu-i mai prezent între ei, mor generații după generații și același ideal este păstrat. Da, pentru că Dumnezeu știe cât îngăduie și cum îngăduie. În cartea Evrei, capitolul 11, cunoașteți, sunt dați cu numele anuți oameni care au fost biruitori. Apoi se trece la prezentarea generală a fenomenului și scrie că unii au suferit și au murit, alții au reportat victorii, au scăpat de puterea focului, de ghearele și de dinții leilor. Pentru că toate acestea sunt îngăduite și controlate de Dumnezeu. Diavolul are puteri limitate, mult i-ar face el dacă ar putea. Povestea fratele Simionucă după implicare, fratele Todor, scuzați, după implicarea într-o bătălie dintr-o biserică din Banat, noaptea diavolul s-a prezentat la patul lui, făcea pătura sul și vroia să-i o dea pe cap să-l sufoce.
S-a ridicat și l-a mustrat în numele Domnului, s-a rugat, s-a culcat și diavolul a revenit și a spus, nu-ți pot face nimic. M-ați alungat de acolo, dar să știți că mă duc în altă comună. S-a dus și a făcut stricăciuni în altă parte, că acolo frontul n-a fost întărit. Deci nu poate diavolul să facă ce vrea, să nu trăim cu teamă. Uneori am auzit și profeții, se pun la cale legi, probabil. Unele vor rămâne proiecte, altele se vor vota și nu vor fi puse în aplicare. Iar dacă Dumnezeu va decide că ceva trebuie să se execute, se va executa. În Ioan 21 este scris că Domnul a luat pe Petru și i-a zis, când vei îmbătrâni, te vor echipa alții și te vor duce unde nu vei voi. Și el întreabă, Doamne, dacă Ioan ce va fi? Nu-i treaba ta. Pentru că fiecare are partiția lui de la Domnul și totul se derulează după îngăduința Domnului. Vreau să vă mai prezint un caz din Vechiul Testament, Cartea a doua Împăraților, capitolul 18 și 19, unde cu ocazia unui lanț de războaie prin extinderea Imperiului Asirian, Sanherib și cu puternica sa armată au ajuns la porți Ierusalimului după ce au nimicit câteva alte fortărețe din regatul lui Iuda, dându-și seama că asediul durează, au încercat să-i înfrice pe evrei să se predea. A trimis pe Rabșache, acesta a strigat în mod deosebit în auzul poporului în partea a doua a cuvântării sale și apoi scrie în capitolul 19, când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac, s-a dus la casa Domnului. Așa ceva a făcut și Mardoheu. A trecut la un regim special de apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit prin Isaia și vă citesc doar selectiv cuvintele Domnului de la versetul 22. Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Și împotriva cui ți-a ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel? Adică să ne dăm seama că dacă în spatele lumii stă diavolul, atunci și în spatele nostru, sau poate într-o altă imagine mai frumos spus, în fața noastră stă Dumnezeu. Dacă El dă luptă împotriva noastră, atunci și oamenii Lui trebuie să conștientizeze că se luptă cu Dumnezeu, care are planurile sale și-i stăpân. Și scrie în continuare aici despre felul în care se lăuda împăratul Asiriei, versetul 24, am săpat, am băut ape străine, voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului, Egiptul fiind cea mai mare putere din zonă. Și acum răspunde Dumnezeu, n-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am îngăduit și hotărât din vremuri vechi, acum însă am îngăduit să se împlinească. Și apoi spune concret pentru situația aceea, versetul 26, pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. N-a fost așa și cu Haman. A plimbat el calul, dar de fapt îi pusese Domnului în gură zăbala. Și l-a întors înapoi la domiciliu, apoi s-a dus la ospăț așa și supărat și ambițios, l-a plecat cu fața la pământ și apoi a urmat execuția. Și cum știți și aici în cazul asirienilor, război cu evrei, Domnul a dat biruință, slăvit să-i fie numele. În al treilea și ultimul rând, rămânând la lecții din legile războiului, unii oameni participă în mod conștient și fac jocul diavolului, ca și Haman, alții în mod inconștient, ca și Ahasveros. Acesta din urmă, împăratul a rămas surprins când Estera i-a dezvăluit cererea și suferința ei. Scrie în capitolul 7 din cartea Estera, citesc versetul 5, împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a împărătesc Estera. Cine și unde este acela care are de gând să facă așa? E lângă tine. Cum? Cu mâna ta.
Împăratul s-a mâniat, s-a revoltat. El nu era conștient de ce se întâmplă. Ar trebui să-i privim diferit pe oamenii care sunt cu diavolul în ei, ca Iuda, și alții care nu știu ce fac. Așa s-a rugat Domnul pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acesta a fost sfatul înțelept al lui Gamaliel, după cum citim în Cartea Faptele Apostolilor. Când i-au închetat, pedepsit pe apostol și nu știau ce să le mai facă. Citesc mai întâi din Fapte, capitolul 4, versetul 25, tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamură și pentru ce cugetă noroade lucruri deșarte, împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, Pilat din Pont și neamurile și noroadele lui Israel, dar nu erau toți conștienți. De aceea citesc acum din capitolul 5 despre sfatul lui Gamaliel, de la versetul 33, când a auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-a sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați bine seamă la ce aveți de gând să faceți împotriva oamenilor acestora. Versetul 38. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să o nimiciți. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat cu ei. Și a venit pedeapsa peste ei, cum știți, în anul 70, și au murit aproximativ 1 milion de evrei după sentința ce și-au luat-o cu ocazia judecării Domnului, când au zis sângele lui să cadă asupra noastră, copiilor noștri. Să încercăm să-i trezim pe oameni și să-i tratăm diferit. Unii sunt conștienți, cum spuneam, alții nu. Diavolul vrea să-i angreneze pe toți în această stare de război. Culmea acestei realități este menționată de Domnul Hristos în Ioan capitolul 16, unde este scris de la versetul 2, au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine va ucide să crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Deci unii sunt conștienți că fac jocul diavolului. Dar alții, în timp ce se luptă de partea diavolului, cred că ei sunt în tabăra lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare eroare. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Ca nu cumva să fim folosiți de diavol. În versetul 3 scrie în ce condiții se întâmplă asta. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Deci numai cine cunoaște pe Dumnezeu poate să-și dea seama de aceste realități. Nu uitați așadar aceste trei lecții. Problema de fond este închinarea adevărată. Asta îl deranjează pe diavolul. După cum scrie în Apocalipsa 11, închinătorii adevărați, cei care sunt prinși în numărătoare și ceilalți ce rămân pe din afară. În al doilea rând spuneam să nu ne temem, în același timp să ne pregătim. Sunt îngăduite anumite legi, represalii, dar Dumnezeu știe dacă totul se duce până la moarte, până la persecuția finală, sau lucrarea diavolului se împodmolește undeva pe drum și Domnul ne vine în ajutor. Iar în al treilea rând spuneam să înțelegem realitatea, unii oameni îi aparțin diavolului, ca și Haman, și sunt porniți la rău, iar alții, ca și împăratul Ahasveros, sunt prinși în acest sistem, că, de exemplu, în vremea comunistă, nu toți neapărat aveau treabă cu pocăiții. Dar unii spuneau, îmi pierd serviciu. Așa e sistemul. Mancă unii chiar încercau să-i mai scape, cum și aici Ahasveros i-a și scăpat. Sunt situații diferite. Încheiem, citind din Estera capitolul 5, înțelegând că pentru cei ce ajung soldați sau uneltele diavolului și se luptă împotriva poporului Dumnezeu, distrugerea sfinților
lupta împotriva a tot ceea ce este sfânt, curat și nobil devine o prioritate obsedantă. Ascultați cuvintele lui Haman 5:13. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine. Câtă vreme voi vedea pe Mardoheu iudeul acela șezând la poarta împăratului. Adică toate favorurile lui, bogăție, îl făcea să nu se bucure de nimic până nu distruge pe Mardoheu. Vă rog să vă gândiți cât de chinuit e diavolul, îngerii lui, cum spuneam și într-una din lecțiile anterioare, că cel rău își face rău mai întâi lui însuși. În pornirea lor n-au liniște. Diavolul n-are somn. Când iese afară dintr-o casă, spunea Domnul că caută și el odihnă, nu o găsește, se întoarce înapoi, adia întărituri, din nou să se instaleze, să se lupte pe viață și pe moarte. Va veni însă și vremea când lupta se va încheia și vom scăpa de acest dușman de moarte. Doamne, adu vremea aceea a păcii și a odihnei. De aceea ne rugăm să vină împărăția lui Dumnezeu și să scăpăm de acest conflict. De dușmanul nostru care zi și noapte, cum scrie în cartea Apocalipsei, îi păra câtă fervoare are diavolul. Și oamenii săi care sunt animați de aceleași dorințe de distrugere a poporului Dumnezeu, într-una pun la cale răul. Iată de ce avem atâtea lupte. Diavolul n-are liniște câtă vreme noi trăim și slujim lui Dumnezeu. Dar să nu uităm, biruința este de partea lui Dumnezeu și a poporului său. Vom avea o lecție consacrată pentru biruința celor ce apelează la Domnul. În lecția a 8-a din acest ciclu vom vedea ce a făcut Estera și Mardoheu și totodată cu alte referințe scripturale, cum putem să avem biruință. Aici este scris în capitolul 4, versetul 1, Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenuș, apoi s-a dus în mijlocul cetății scoțând cu putere strigăte amare. În versetul 3 scrie că evreii de asemenea posteau, plângeau, se boceau, se culcau în sac și cenuș. Iar în versetul 16 scrie că Estera și slujnicile ei, Mardoheu și toți evreii din Susa, au postit câte zile, nu știm, dar în final știm că au avut biruință. Și după ce s-a câștigat bătălia în plan spiritual, restul n-a fost decât o simplă procedură. Bătălia cea mare în Estera, capitolul 4, începând cu bocetele și postul lor și, bineînțeles, rugăciunea. De la capitolul 5, o spețe, prezentare la împărat, a scris legile, n-a mai fost nimic complicat. De aceea Domnul ne avertizează prin Duhul Sfânt despre bătăliile, ce încă noi nici nu le vedem. Și apoi Domnul dă răspunsul, uneori când ne rugăm în mod suficient și ne încadrăm în voia Domnului, s-a rostit hotărârea și biruința. În continuare, totul este simplu. Dacă lupta în plan spiritual este câștigată, Domnul să ne dea o biruință de plină. Și în toate acestea să rămânem adevărați închinători. Amin.